Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Încep știrile. Liniște totală în depozitul de legume al fermierului Petre Grigore din județul Galați. Nici legumele, nici muncitorii nu deranjează repausul impus al halelor. Legumicultorul a fost nevoit să ia poate cea mai dureroasă decizie din viața sa de fermier. A renunțat să mai cultive legume. De ce a luat această hotărâre, aflați într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Agro TV. Am fost nevoit să stopăm activitatea. Ați spus că a fost o decizie dureroasă, dar mai dureros este faptul că colaboratorii mei, la o parte din colaboratorii mei, am trebuit să renunț. Câți oameni lucrau aici? Lucrau aici 21 de... aveam 21 de salariați, acum au mai rămas 14. Ceilalți am fost nevoiți să-i dăm în șomaj. Nu mai cultivăm legume pentru că nu se mai poate cultiva legume. Prețul de producere al legumelor, de păstrare al legumelor este foarte mare. Toată lumea vrea produse ieftine. Nu mai putem produce ieftin. Deci trebuie să găsim soluții, să producem eficient și cu un pic de profit acolo, da. Aș vrea să cred că, cum a spus și dumneavoastră, că această perioadă nu va fi lungă. Pentru că în cauzele care ne-au determinat sunt costurile mari de producție, doi, lipsa forței de muncă calificate și situația actuală. Nu avem ce să facem. Îmi pare rău de că am luat decizia asta, pentru că am fost cel care am gândit că poate lucra în mod civilizat. Am făcut o trecere treptată de la agricultura de asta, la munca manuală, am zis să trecem la o muncă mecanizată, să selectăm, să sortăm, să lucrăm în condiții cât mai bune pentru oameni. Iată că nu se poate. Am ajuns și la situația asta.